Țin minte, eram în tribună, s-a jucat undeva la marginea orașului Skopje, meciul respectiv. Da. Macedonia-România, minutul 71. Țin minte, eram, deci am fost la meci, eram în tribună, faza s-a petrecut undeva în stânga, în colțul terenului. A intrat la o minge 50-50 cu un macedonean, să dați amândoi, mă rog, 45-55, 60-40. Cum? Nu, în momentul respectiv, pe parcursul jocului, adversarul meu direct luase cartonaș roșu. Ok. Și ulterior era un meci destul de decisiv pentru noi. Dacă tu câștigam cu 2-0, da, cu câteva zile. Veneam după o victorie foarte mare, bătând de Olanda la Urziceni 2-0. Șansele noastre creșteau foarte mari pentru calificare în momentul respectiv. Și atunci, având fiind om în plus, majoritatea acțiunilor ofensive se desfășurau pe la mine. Am încercat tot felul de combinații și la un moment dat am decis să interesantă poză. Să șutez la poartă. Da. Și în momentul ăla un adversar meu venind din lateral mi-a pus o contră și am ajuns pe jos. Ai ajuns pe jos? O să le spun oamenilor că na, momentul nu există, video nu există de la momentul ăsta. S-a făcut liniște pe stadion. Nu erau foarte mulți oameni în tribună, dar s-a făcut liniște. Era o rumoare, așa, un zumzet până atunci. Nu, și în sufletul meu. S-a făcut liniște, după care s-a auzit un strigăt al tău. Și în momentul ăla am zis, bă, e ceva rău. Adică mi-am dat seama că e ceva rău, pentru că jucătorii nu urlă așa. Ok, mai țipă câte unul, dar nu urlă cum începusești tu să strige. Adică se vedea că e ceva. Nu. Simțeai durere atunci? După contact am simțit cum de la mijlocul tibiei mi se îndoaie piciorul și îmi flutura. Ah. Și pe urmă speretura și durerea respectivă. Okay. Da. Ulterior au intrat și medicii pe teren. Da. O surpriză neplăcută pentru că nu erau dotați. În momentul ăla aveam salvarea. Nevoie de salvarea, staful medical. Uite, aici e doctorul în imagine, dacă țin, oprim un pic imaginea, doctorul ține piciorul, nu exista nimic care să-ți mobilizeze piciorul. Despre asta vorbesc, o atelă, în momentul respectiv aveam nevoie de o atelă să-mi țină piciorul nemișcat, duceau la spital. Ai văzut, în Anglia intră cu targa și îți bagă în chestia aia. Da. E ca un tub, așa, pe care îl umflă ca să-ți ține piciorul. Exact, da. Bine, vorbim de 2005, poate nu erau așa avansați și este, da. Ce vreau să spun că, exact cum îl vedeți pe domnul doctor în imaginea asta, exact așa ținea piciorul până când am ajuns la spital. Încă mi-aduc aminte pe drum. Da. Șoferul și cei din ambulanță cred că nu își dădeau seama că au pacient înăuntru, pentru că în momentul respectiv conduceau foarte agresiv, stânga, dreapta, mă tot mișcam și la orice mișcare a mașinii se mișca automat piciorul și simțeam durere. Am aminte că la un moment dat domnul doctor atunci zicea, Raule, nu mai pot, mi-a murțit mâna să-ți mai țin piciorul. I-am zis, nu știu ce faceți, țineți-l că dacă îi dați drumul, leșin. Te durea, a început să se începuse să mă doară foarte tare. În momentul respectiv, pe urmă, am ajuns la... Ce era mintea ta pe drumul ăsta? Adică îți dădeai seama că e o accidentare care... Mi-am dat seama atunci, da, în momentul când am simțit că se mișcă, mi-am dat seama că e ruptă tibia și în momentul ăla m-am gândit automat dacă mai pot să joc fotbal. Ok, asta a fost primul gând. Primul gând, dacă mai joc sau nu mai joc fotbal. Frica de a rămâne în afară. Da, exact. Și... Au fost momente grele în momentul respectiv. Noi nu mai știm ce s-a întâmplat. Deci la un moment dat ai dispărut cu ambulanța, te-am revăzut seara la meciul mare, echipei mari. Da, am fost la... Am ajuns la spital. Dar ce s-a întâmplat? La spital m-au pus pe un pat, pe un hol, și am așteptat în jur de vreo 2 ore să ne bage cineva în seamă. Eram cu doctorul național atunci. Și ce se întâmpla în alea 2 ore? De ce? Am stat pur și simplu, s-a dus domnul doctor, a întrebat stânga-dreapta, nu ne băga nimeni în seamă, tot să așteptăm. Aveam nevoie de o radiografie să vedem exact ce este acolo. Uh-huh. A dispărut la un moment dat și domnul doctor, a apărut după vreo jumătate de oră cu un pumn de pastile,
toate pastilele colorate, toate culorile din lume, să le iau. Și când am văzut ce tratament îmi oferă, am spus, ok, nu iau nicio pastilă de genul, dacă n-am leșinat până acum, nu o să leșin de acum și înainte. Și n-ai văzut nicio pastilă? N-am luat. Atunci chiar nu am luat. Probabil că erau niște calmante ceva, mă gândesc. Probabil, da. Da. Probabil, da. De ce ai refuzat pastilele? Am refuzat când am văzut ce tratament mi se oferă. N-am avut siguranța că ceea ce mi... Ok, deci da, o să mă ajute. Trecea prin capul tău chestia asta, domnule. Da, din moment ce am ajuns cu piciorul rupt și într-o urgență și o oră nu m-a băgat nimeni în seamă, m-am gândit și la chestiile astea. După aceea, da, într-adevăr am făcut o radiografie, se vedea clar pe radiografie fractura și urma, am intrat într-o sală unde erau vreo 11 doctori mai solizi, așa. Și s-au pus toți pe mine să-mi așeze oasele, să vadă dacă am oase deplasate. Cum, și... toți? Da, toți. Aveam vreo 2-3 pe mâini, mă ținea unul de mână, doi de picior și la un moment dat unul îmi căuta oasele unde era fractura, să vadă dacă sunt oase deplasate, să așeze la loc și l-a pus în gips. Iar pe urmă m-am deplasat la stadion, juca echipa mare. Am stat într-o canapea, într-o sală de protocol. Mă așteptat să termine meciul și ulterior seara am și venit spre București. Din momentul la început recuperarea, ai pierdut practic un sezon după aia. Da, din momentul ăla s-au întâmplat mai multe chestii, în ideea în care mi-au fost promise niște chestii. Adică pe, și inclusiv pe avionul de întoarcere, mi s-a promis că tot ce ține de operație și recuperare o să fie suportat de către federație. Asta scria, știu că a fost un subiect a doua zi, toate cheltuielile cu recuperarea jucătorului vor fi suportate de FRF. Asta era ultimul rând din știre. Ții minte și acum? Da, pentru că țin minte că atunci a venit Mircea Sandu. El domnul Mircea Sandu la, în avion la mine, luase pe domnul doctor Pompiliu Popescu. De la echipa mare. De la echipa mare. Aici ai băiatul. Luați legătura cu domnul Șiman. Ok. Vedeți unde se operează, recuperare, medicamentație, orice are nevoie, suportăm noi. Așa. Asta a fost în avion. Până a doua zi, când am ajuns la București și dimineața mă sună domnul Șiman să-mi spună că de fapt nu mai suportă nimic federația. Tu vorbești serios a doua zi dimineață? Da. Dar de ce? Sau... Și am spus, cum adică nu suportă? Dacă mie aseară în avion mi-a promis în față că o să suporte federația toate cheltuielile, zice, Raule, nu-ți faci nicio problemă, mă ocup eu. Șiman. Da? Da. Mă ocup eu. Într-adevăr, nici nu cred că am ajuns în țară și deja el sunase și făcuse programare la operație în Belgia. Așa. Zice, liniștit, tu stai liniștit, calmează-te, mâine mergi în Belgia să te operezi, doar am vrut să spun exact cum stă treaba în realitate. Wow. Nu mi-a venit să cred, când vine cineva în față și într-un moment greu îți promite niște chestii și pe a doua zi s-a schimbat. Și vorbim mai eram de... o chestie, era fost jucător la Sportul Studențesc Mircea Sandu, tu jucător la Sportul Studențesc, putea să fie și o chestie de așa, de nu feeling. Nu știu dacă de... neapărat de da, feeling, știu, dacă dar nu, dar în momentul în care un jucător de la echipa națională apără, reprezintă da, interesul țării și imaginea țării, se întâmplă o chestie de genul și nu suntem în stare să susținem o accidentare. Cât a costat tot, mai ții minte? Așa, cu aproximație. Tot procesul de recuperare. Nu știu, știu că operația, prima operație atunci era în jur de 10.000 de euro. 10-11.000 de euro. În Belgia. În Belgia știu că atunci ne-a ajutat și domnul Mircea Rednic, el fiind acolo stabilit în Belgia cu soția. Și dacă nu mă înșel, cred că soția m-a luat de la aeroport și m-a dus la clinică la momentul respectiv. Nu, ulterior, recuperarea care a decurs destul de bine la Bologna a fost susținută și de către domnul Victor Becali, care în momentul respectiv era impresarul meu. Așa. Și
domnul Șiman. Deci, practic, federația s-a spălat pe mâini, a doua zi. Da, da, exact.